Dacă vrei să cumperi coins, nu uita să intri pe fifaultimateteamcoins.com. Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din Career Mode. Urmează meciul cu Arsenal, băieți. Dacă îi batem, o să îi egalăm la puncte și dacă o să îi batem la scor, o să îi depășim pentru că o să avem gol averaj mai mare. Numai dacă îi batem la scor, însă 3 goluri minim, cam așa ar trebui. Și asta e echipa cu care încerc să-i distrug. Toți jucătorii sunt în formă, Mignolet, Danilo, Sacco, Skrtel, Philippe Luis, Sterling, Henderson, Coutinho, Shaqiri, Suarez și bineînțeles în atac Sturridge. Sperăm că o să fie complet forward cât de curând și el și Suarez. Dar mai așteptăm, mai avem de așteptat probabil câteva luni sau poate nu o să ajungă niciunul deloc. Poate Suarez, dar nu știu ce să zic de Sturridge. O să îmbra pe așa. Hai să începem meciul. Bun, băieți, haideți să începem și acest meci atât de important. Victoria este ceea ce contează. Egalul nu avantajează pe nimeni, deci victoria trebuie să fie prioritară în acest meci. Hai să vedem, o pasă acolo către lui Suarez. Nimic nu iese, din păcate. Din nou Sterling, este șansă să-și pună viteza în valoare. Du-te, Sterling! Du-te, Sterling! Du-te, Sterling! Centrarea și Koscielny face pe portarul, se pare. O pasă bună acolo trebuie să fie și este o pasă bună. Lui Suarez, finesul, Doamne, dezastru apocaliptic. Wow. O centrare acum a lui Shaqiri în careu. Sania a respins. Henderson, Henderson, Henderson șutează direct pe portar. Dar cum că ca să-l tragi? Shaqiri acum. Nimeni nu era acolo. Danilo, este Danilo, acum șutează direct la Chesney din brațe. Skrtel, nocturna cu picioare. Uitați-vă ce chili are, ziceți că e bec, nu-i așa? Foarte bine acum. Sacco a rămas sus. Dar degeaba a rămas sus. Shaqiri, du-te mă înapoi în apărare. Lasă pe alții în atac, ce faci tu aici? Henderson o pasă la Danilo. Danilo! Ce-mi place liniștea când dau golasuri. După ce ții, bineînțeles. Ce frumos a trimis acolo Danilo. Superb. Pur și simplu superb. Am încercat de multe ori cu el așa în cariera asta. Iată că a ieșit odată și odată. Da bine, un șut din 20 cred. Cam așa am șutat cu el până acum. E bine totuși că a ieșit în meciul ăsta cu Arsenal. Un meci atât de important pentru soarta campionatului și soarta mea la club. Philippe Luis. Și acum Suarez. O pasă bună la Sturridge. Sturridge, excelent, excelent Sturridge. Sturridge și este 2-0. Liniște, gata, s-a terminat. Calma, băieți, fiți calmi. Sturridge e aici. Nacho Monreal. Cade acolo Danilo, doamne, pe partea defensivă e dezastru. Ăsta e un fel de Latovlevici, în atac e extrem de bun, dar pe partea defensivă e Latovlevici. Exact. Și acum din nou Tio. Tio Walcott către Wilshere. Ce acolo? Ce? Nu, futu-vă în gură. Nu, ce faci? De când faceți, mai bine zis, voi chestia aia acolo? Nu. Nu, băieți, nu, nu-i bine, nu-i bine ce faceți, băieți. Iată-i acolo. Dar cine sunt ăia? Ia uite de cât timp stau ei acolo. Tu vă în gură de bulangii, dracu. Wow. Sunt dezgustat în aceste momente. Nu vreau să salvez momentul ăsta. Vreau să dau pe el, stai așa. Unde-s ei? Hai mă, schimbă în camera pe unul din ea, doi. Uite-i. Nu, mi-e și frică să fiu sincer. Pot să mă apropii? Nu pot să mă apropii. Tele. Nici acum nu pot să mă apropii. Acum. Wow. Noua poziție. Inventată de jucător. Iată-i, doamne. Îi face lava cu pici. What? Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Sacco și cu? Cine ăla? Sacco? Cine ăla, mă? Și cu Dzeko, Sacco și cu Dzeko, uitați-vă numai, uitați-vă numai. Superbă, bă, de fapt nu-i superb, e groaznic și ei stau acolo și ia gol. Na,
Normal că trebuie să fiți handicapați. Doamne, saco, de ce căcat îl masturbai pe ăla cu piciorul în loc să te aperi, futu-ți nația ta? Bă, deci nu pot să cred, mă. Iată, doamne. Satanică faza asta. Satanică de-a dreptul. Uite că și-a revenit, uite-l că și-a revenit. Uite ce bucuros e, cum dădea din picioare înainte să ajungă mingea la el. Gata, măcar dă-i un gol acum, dacă tot te-ai încins atât de mult, dacă îți place ție cu Dzeko. O pasă bună acum, ar fi chiar cu lumea să mă egaleze după asemenea fază. Sturridge. Și acum Suarez, Sturridge! Atât de aproape, atât de aproape. Schimbarea intră Giroud în locul lui Rosicki, schimbare ofensivă normal. Și acum Nocturna n-a dat bine cu capul. Henderson către Danilo. Danilo, marcatorul primului gol. Danilo pasă la Suarez. Szczęsny. Ai. Credibil, bă. Și acum Sako n-a reușit mare lucru. Coutinho direct la Dzeko a dat mingea. Bravo ție, Giroud, acum către Dzeko. Bine că n-are viteză prea mare. Poate să-l ajungă acolo Filipe Luis, lejer. De-aia s-a și oprit, cred, Dzeko. Iată că ajunge mingea la noi din nou. Dar din nou ajunge la ei acum Ramsey, printre cei mai buni jucători de la Arsenal, dacă nu cel mai bun. Coutinho, pasă bună către Sturridge. Sterling, Raheem Sterling, haide. Ține de mingea acolo, asta trebuie să faci. Este Nacho Monreal în urma ta, dă-l dracu. Să vedem, Raheem Sterling, o centrare proastă, rău de tot. Este final, câștigăm! N-a fost un meci la diferență mare de goluri, dar este o victorie și asta contează. I-am egalat pe cei de la Arsenal și ne-au îmbunătățit golaverajul cu un gol. Ei bine, urmează meciul cu Real Madrid. Vrea să joace, bă, ce de acum? Fii-o serios. Pe ce loc suntem? Chiar sunt curios pe ce loc suntem în campionat. Dădeam la grupe eu, pentru că sunt geniu. Da, între ghilime. 6, locul 6. Iată, 19 puncte. Ne apropiem de un loc de Europa. De fapt, ar trebui să... Cu un gol. Uite, un gol mai trebuia să le dau. Bă, dacă nu luam golul ăla, îi egalam. Ta! Îi egalam la propriu și la golaveraj și la puncte. La puncte deja am egalat, bineînțeles. Da, băieți. Urmează meciul cu Real Madrid, apoi simulăm cu Hull și meciurile următoare din episodul viitor vor fi astea două, probabil. Dar să vedem, nu știu sigur. Depinde și de poziția celorlalte echipe din clasament. Da, coerența mea, what the fuck, că am fost un cal să dea dracu, în fine. Hai să facem echipa. Sako, tu nu mai ai ce că... Sau? A? Agar, mamă, ce formă ai. Îl băgăm pe Colo Touré. Așa. Îl lăsăm pe Filipe Luis. Moses reintră și el. Steven Gerrard și Ronaldinho. Aici Sterling... Nu! Iar jucăm cu Pelosi. Ai, să-mi bag pula. O să joc cu Iago Aspas și Suarez. O să-l țin pe bancă pe Sturridge. Da, uite-l. Și locul lui Luis Alberto, bineînțeles, că îl bat pe Martial, pentru că, iată, a și crescut un punct, ceea ce este bine. Da, încă puțin până la perioada de transferuri. Haideți, băieți, să câștigăm acest meci cu Real Madrid și să ne calificăm de pe primul loc din grupă, de ce nu? I-am bătut cu 4-0 în tur, poate reușim și acum, însă acum n-avem cea mai bună echipă, din păcate, în teren. Dar asta e, o să ne luptăm, oricum. Iată-l pe Bale, iată-l pe Lewandowski și acum Xabi Alonso. Uite-l și pe Ronaldo, l-am văzut. Carvajal. Probabil ăștia vor să joace, să mă bată. Pentru că i-am bătut, i-am umilit la ei acasă. O pasă excelentă către Luis Suarez! Casillas, de ce nu greșești ca la Mondial? Ah, ce nasol, ce trist. Trebuie să dau jocul aici, de ce nu am dat gol? Probabil o să mai am șanse ca astea vreodată. Steven Gerrard aproape de o recuperare. Cristiano Ronaldo însă o face pentru Real Madrid. Bale acum către Sami Khedira. Lewandowski o pasă la Marcelo și acum Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, să-l vedem ce va face.
Asta la Xabi Alonso. A încercat un șut de la distanță. Este bun la capitolul ăsta Xabi Alonso. Trebuie să am grijă. Preluarea lui Suarez a fost demențială. Ce să zic. O greșeală acolo. Ronaldo, Cristiano Ronaldo către Modric. Modric la Khedira, Khedira la Bale și o ratare imensă. Bale ratează din nou dintr-o poziție bună și în tur a ratat, dacă mai țineți minte, prin ultima fază așa a meciului, dacă nu mă înșel. A ratat cu poarta goală pentru că a tras din prima, a avut el să dea voleu și a dat peste poartă un fail uriaș. Bale acum recuperează Palosi, ăsta o să fie degeaba. Pelosi, nu Palosi. Mi-aduce aminte de Paloschi și de aia. O pasă acolo către Cristiano Ronaldo. Ronaldo trece, Ronaldo pasa. Nu știu către cine dracu a fost, dar a fost bună pentru mine. Repune Minole. Ronaldinho acum, Ronaldinho. Ronaldinho a dat o groază de golul Realului. Hai să ne dacă dă și un assist bun acum. Apără Casilia. S-am dat direct pe portar pentru că sunt geniu. Cristiano Ronaldo. Să-mi bag pula. Era să-mi o iau rău de tot pe pizda aici. De la Ronaldo. Iată-l. Ce frumos s-a întors. Ce bine a jutat. Un șut bun. Noroc cu Minole. Iago Aspas. Unde te duci? Ia și mingea după tine. Lui Suarez trece acolo de doi jucători, excelent. Lui Suarez i-a pus în cur. Ronaldinho n-a mai ajuns mingea la el, din păcate. Pelosi către Suarez. Fault. Dă la far roșu penalti, hai. Ramos, n-ar fi de mirare să ia roșu. Foarte bine recuperează Ronaldinho. Hai să vedem. Suarez către Pelosi. Dă o pasă bună Pelosi. Foarte bună chiar, dar... Sergio Ramos a... Intervenit bine Casillas aproape de o nouă gafă. Cum ar fi fost? Bună pasă către Moses. Moses o pasă către Steven Gerrard. N-aveam ce să fac decât să șutez. Mă deposedau la imediat. Pasă n-aveam unde să dau și da. Se termină meciul. 0-0. O remiză albă. Ambele echipe au fost periculoase, ce să mai... Însă, cred că eu am fost puțin mai periculos. Dar a ratat mult cu, singur cu portarul la dracu. Din păcate. Nahul pe locul 19, penultimul loc. Trebuie să simulăm meciul ăsta. Am făcut o echipă acolo improvizată, mă rog, oarecum. Am băgat titularii, ce-i drept, pentru că vreau să câștig, nu să pierd cu penultima clasată. Hai să vedem, băieți. Vă rog, aduceți victoria. Suarez, am încredere în tine. Sturridge, am încredere și mai mare în tine. Nu o dați cu bâta în baltă, nu o dați cu bâta în baltă, băieți, nu e bine. Hai, dați toată gol. Gerrard înscrie, bine, capitane. Iată, înscrie Queen. Suntem egalați de Hull City. Cum e asta? Intră Ronaldinho în locul lui Gerrard. Haide, Dinio, haide. Hai, băieți. Suarez, 2-2. Iată, 2-2 cu Hull City. Doamne, cu penultima clasată, băieți, penultima clasată. Deci așa ceva. Le-a dat și penalti arbitru handicapat la aia, tul în gură. Nu pot să cred. Ce urât, ce urât. Hai să vedem, avem meci cu Arsenal. Vreau să simulez pe ăsta. O să simulez astea 3 meciuri pentru că deja sunt calificat în Champions Cup. Nu mă interesează cheptelua în capul, absolut deloc. Nu mai știu exact în ce grupă eram, hai să ne uităm. Pe primul loc 10 puncte, nu mai au șanse cei de la PSG să mă ajungă, ceea ce e bine. O simulăm astea 3 meciuri, hai să construim o echipă bună ca să dăm să le simulăm pe toate odată. Vedem apoi ce rezultate facem. Vreau să-l bag pe Saco, vreau să am cea mai bună echipă trimisă în teren. Coutinho și Gerrard, sau? Hai Coutinho și Gerrard, Sturridge, bun. E bine, e bine. Sterling a făcut 80 over din câte ați văzut, ceea ce e bine. O să dau simulare așa, până la meciul cu Spurs. Cele 3 meciuri vor fi simulate. O să vedem mai apoi ce facem, ce rezultate am avut. Nu mă interesează West Ham, sincer să fiu. Vom vedea imediat ce rezultate am făcut și gata, hai să vedem. Să avansăm aici. Am primit 8 mesaje, să sperăm cum s-a accentat nimeni. Ia. Conferință, nu. Bani, 11 milioane, iată ce de bani vin din Champions Cup. Suedia, nu o să antrenez națională, nu e timp. Și bani din cheptul în cap. Cred că m-am calificat dacă îmi dă bani. Ia, ce rezultate am avut.
am bătut pe Galatasaray cu 3-1, am câștigat cu Arsenal cu 2-0 și am bătut cu 4-1 pe West Ham United. Excelent, bravo băieți, bravo vouă, mă. Bravo vouă, așa o să facem și cu meciurile astea două, data viitoare. Însă avem meciul cu Tottenham Hotspur. Un meci greu băieți, un meci foarte greu. Tottenham au o echipă bună totuși. Iată ce au crescut jucătorii, Sterling a crescut și el și Coutinho, dacă nu mă înșel. Să dăm la un squad report, să facem așa un mini squad report. Sunt curios cât au crescut jucătorii. Iată, Danilo a primit plus 1, plus 2, Coutinho, plus 1 Sterling, plus 1 Sturridge, Ronaldinho a scăzut 2 puncte pentru că avea 82 când l-am luat, dacă nu mă înșel, sau? Nu mai știu, oricum n-a avut evoluții prea bune. Anthony Martial 2 puncte a crescut la OVR și au mai crescut și ăștia de aici, deși n-am jucat niciodată cu ei. Iată, ăsta crește. Și el mă. Sama a crescut și el. Flanagan la fel, Alberto, Henderson un punct. Colo Ture este bătrân și scade din păcate acum, dă înapoi. Nasol, suntem pe locul 5, iată că prindem loc de Europa League, dacă nu mă înșel, ăsta e loc de Europa League, locul 5. Primele 4 sunt pentru Champions Cup, obiectivul nostru, în primele 4 trebuie să ne calificăm. Nu-i deloc imposibil dacă îi batem pe cei de la Spurs, le luăm înainte. Aplauze pentru noi, pentru că am reușit să ajungem până aici. Deși am simulat meciul ăla și poate că nu e meritul meu, dar e meritul echipei pentru că sunt buni. Jucătorii sunt buni, ce să mai... Chiar dacă mai dau rateuri câteodată ei, n-avem rezerve. Asta e cam marea problemă la Liverpool. N-avem rezerve. Cam trist, dacă stai să te gândești. Da, băieți, oricum, acum o să pun punct acestui episod. Dar stai puțin, să vedem de pe ce loc ne-am calificat. Chiar sunt curios, în Champions Cup. Pe locul 1 ar fi logic. Cu BVB dăm din nou de voi. M-ați eliminat cât am fost la PSV. Păi acum vă pizdesc, prieteni. Am echipă mult mai bună. Echipă mult, mult mai bună. Cred că de pe primul loc m-am calificat. Hai, dat să vedem totuși. Da, pe Real Madrid a fost eliminată. Cum așa ceva? Cred că i-au bătut în meciul direct. Ha-ha, Real Madrid acasă. Stați acolo. Ibrahimovic. E Ibrahimovic. Sigur, Ibra i-a dus mai departe. Și vreau să văd încă un lucru, bă, mereu uit de asta, vreau să mă uit la goalgetteri, dar nu știu unde dracu mă uit la goalgetteri. Nu mai știu exact, unde dracu e? Player aici, cine e goalgetter? Lambert de la Southampton și Mata, 8 goluri. Iată, Adebayor are 7 goluri. N-am și un jucător pe aici. Bă, niciunul, mă? Bă, rușinos. E rușinos. La asisturi avem, hai, un Moses, ha? Nimic, nu. Hai să dăm la, nu la FA Cup, la Champions Cup, aici e bătălia cea mare. 7 goluri, Diego Costa, Ribery 6, Varela 6, Varela de la Porto, nu la de la Steaua. Suarez tot 6, da, e bine, Suarez are șanse, Sturridge are 5 goluri și el, sunt șanse mari să... Ca unul dintre ei să iasă goalgetterul din Champions Cup sezonul ăsta. De ce nu? E realizabil. Cam asta a fost. Acum chiar că asta a fost. Nu mai mă uit la nimic, promit. Eu am fost Quick. Ciao, les!